Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după. Mulțumesc, mulțumesc, nu mă serviți cu nimic, nici cu băf, nici cu ciupercuțe, cu maioneză, mulțumesc. Nu mă un pic vin și stau de vorbă cu voi. Nu trebuie să-mi dați de mâncare. Știu că în perioada asta așa e moda. Te ridici de la masă, te pui de la masă, mergi în vizită, te pun la masă, dar hai, nu mă o sărmăluță, hai să vezi ce costițe, să refuz costițe, vai de mine, și o umplute, nu mai am că le-am golit azi noapte. Hai să mai mâncați un pic, dar numai... și prăjitura, dar nu vă grăbiți, că avem și tort și, mă, unul nu ți-ar da un ceai. Unul merge, hai la mine la masă și îți fac un ceai de anghinare de coda șoricelului, de la calului, ceva, să... pentru digestie pentru că arăți că ești sărac. Dacă oferi cuiva acea, ești sărac de Crăciun și nu să cuvine. Mai sunt și unii care refuză mâncărurile tradiționale. De exemplu, doamna, marea doamnă a internetului, doamna Dana Burdeanu la masa de Crăciun a avut icre negre. Că ea nu-i fană sarmale și că altaboșul îi place numai mângâiat. În fine, asta e altă problemă. În Suceava, în ziua de Crăciun, a fost de la McDrive, de sa circulația s-a sugrumat, s-a obturat. Că știu su ce știu, că între două sarmale lângă o friptură merge bine un dublu cheeseburger way, un Big Mac way, un, o cafea. Am primit cafea pe buymeacoffee.com să cu bendea de la Loții și de la Octavia. Să vă dea Dumnezeu sărbători fericite și tot ce vă doriți. Cafea bună! Hmm. De Revelion, de Revelion, dar ce? ăștia săracii de pe Valea Prahovei, care sunt acum în coloană pe Valea Prahovei, se întorc de la Crăciun, nu știu ce să facă. Bă, rămânem în coloană, ne întoarcem, facem și Revelionul, poate face facem Revelionul pe drum. Oricum, în Poiana Brașovei, de 5 ori mai scump decât în Thailanda. Dar și în Thailanda, dacă tragi la măsea și prinzi un localnic sau o localnică, nu-ți mai dai seama ce e acolo, așa că vorba Danei Budeanu, grijă la Caltaboș. Se poate petrece revelionul frumos și în România, că sunt soliști care cântă special pentru voi până în localuri. De exemplu, Adrian Minune și o dublat tariful de revelion în, în semn de respect pentru fani. Nu mai cere 6000 de euro pe oră, cere 12000 de euro. Și un scaunel, ca să se vadă. Gheorghe Turda 4000 de euro pe oră. Bine, el are pensie de 2000 de euro. Tra la 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 la. -la, -la. El e singurul artist care își dă lui dedicații cu bani din pensie. Cu bani din pensie. Vlăduța și Georgiana, rivalele, cam pe 10.000 de euro merg pe ore. Și paraziții 20.000 de euro să scânte ore la noaptea de revelion în noaptea dintre ani. Frumos, frumos. Pentru o oră de înjurături 20.000 de euro, măcar te obișnuiești cu ce te așteaptă în 2024. Cine bate la ușă? Eh, o fi popa popa, popa, am terminat, nu avem bani să-i dăm. Vine cu boboteaza, cu stropitul, să ne sfințească un pic studio, că trebuie. Acum, părinte, v-am lăsat weekend plăcut și fără excese. Ne vedem puțin mai încolo sau vin cu plugușorul, No. Acum...